Conducătorii auto din municipiul Câmpul Lung au fost opriți de polițiștii rutieri și amendați, deoarece nu au fost atenți la noile semne de circulație montate pe anumite străzi din municipiu. Conform noilor semne rutiere montate la sfârșitul săptămânii trecute pe mai multe străzi, se circulă într-un singur sens. Este vorba despre două tronsoane de drum, respectiv sensul de coborâre de la intersecția străzilor Locotenent Nicolae Pop cu Lascăr Catargiu până la intersecția străzilor Matei Basarab cu Cede Aricescu. Pe sensul de urcare, de la intersecția străziile Caragiale cu strada Brâncoveanu până la intersecția străzilor Frații Golești cu Istrate Rizeanu. Autoritățile locale au votat în ședința ordinară din luna mai transformarea acestor străzi din municipiu în străzi cu sens unic. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru prioritizarea circulației în municipiul Câmpul Lung. Dacă avem discuții, supun la vot cine este pentru, abțineri, împotrivă. Să duc și avizul serviciului rutier al judecătorului județean de poliție Argeș. Noile modificări privind circulații au fost făcute pentru a fluidiza traficul pe zona centrală, acolo unde în prezent se lucrează la reabilitarea bulevardului Pardon.